participa la această conferință de presă, să știți că n-am fost prea insistent în campanie, tocmai ca să separăm puțin problemele orașului de problemele. Este vorba totuși de o campanie la europarlamentare și nu nici de locale, nici de parlamentare, dar văd cum toate știrile care apar în ultimul timp se vorbește mai mult de activitatea guvernului, de diferite situații care au apărut în oraș, care eu cred că ne-am lămurit la ultima conferință de presă, dar să repetă unele știri, așa o fi bine pentru unii. Ceea ce vreau să vă spun azi, în primul rând, este referitor la hotărârea Bejului de a interzice România puternică și mândrii că suntem drum. Eu vreau să vă spun de la în capul locului că niciodată nimeni nu ne va putea interzice să fim mândri că suntem români. Ne se simte români, ne mândri pe români, așa va fi și noi, așa am acționat întotdeauna. De altfel, știți bine, Bej, Sălaj a contestat această acțiune, deci acolo s-a întâmplat același lucru la Bej și a fost statistic de cauze. Contestat, deci s-a anulat această hotărâre a Bejului. N-am primit sub nicio formă un comunicat de la Bej Sibiu și această temă se ia oficializă. Că cine va fi prima țară, se ia PSD-ul oficializă cu mândrii de Sibiu. Nu o să le luăm niciodată, dar de fapt. Vă că le ia primăria sau PDL-ul, nu știu cine, se le rupe toate. Noi am pornit o campanie curată și nu murdară, cum spune domnul Sorozan din mele ziare, se referă exact la media și eu cred că mai mult de atât absolut cu acela fișat pe stâng frumos, nu lipit pe stâng, ceea ce este și interzis. Am pus pe curios să văd după ce au umplut o stâlpii, ce se întâmplă cu afișele? A noastră sunt rupte toate, că de leu sunt toate pe stâlpi lipite. Mergeți în tot cartierul Mosne și vedeți ce se întâmplă cu afișele. Pus a doua oară lângă lor, sunt rupte. Doar nu, o fi tot PSD-ul de vină, că de rupe afișele sunt. Deci văd că această problemă e aplică decizia Bejului, dar nu mai e vizoare, că Becu a contestat, am spus, cei de la Sălaj au contestat și a câștigat, dar uite, astea sunt găinării de doi bani care se întâmplă în oraș, din păcate, și se întâmplă și se regăsesc și în aspectul orașului. Okay. Dar ideea principală era să vedem ce facem pe oraș. Din nou a apărut o sărut de știri că este o minciună. Chiar am rămas surprins ca să spună primarul că s-a întâlnit cu cineva și cu câțiva oameni și dă seama că e o minciună că va fi gata centura în 2016. Sorojan la fel în 2016. Sorojan la fel afirmă că nu va fi gata în 2016. Fiindcă s-ar putea face pe vechiul, aici este problema, pe vechiul studiu de dezabilitate. Știți că au anunțat ministrul Șova că se va reface studiul de dezabilitate. Păi nu se poate face pe vechiul. Tocmai că este un studiu făcut de hoți la vremea respectivă, de la 20 de milioane de dolari făcut de Banca Mondială, studiul și valoarea lucrărilor, s-a ajuns la 50 de milioane, este un studiu de euro. Mai scurt cu 400 de metri euro. Centura. De-aia nu se poate face, pentru că este mai scump kilometru împărțit dumneavoastră și vedeți cât este la 50 de milioane de euro un kilometru de drum cu două benzi. Că nu este autostradă și nu este în stilul ce e construită la Sibiu, adică, într-adevăr, în regim de autostradă. Am încercat să facem cât mai mult în campanie pentru oraș și am încercat tot timpul să facem pentru oraș. Am adus ambasadorul Qatarului. Apare câte o știre, așa, pentru că un colț care a trecut pe aici un ambasador. Astăzi m-a sunat de la cei care se ocupă de Liga Arabă de la București, au luat legătura de ambasadorul pentru un program de investiții în județul Sibiu. În 2 iunie are loc o mare întâlnire la Sibiu cu 30 de ambasadori adusă de Consiliul Județean convocată pentru a dezvolta și turismul pe partea cealaltă, că e legată și de drumul de trasă de Rășan și de ce se va întâmpla în Bărtinișii în viitor și care este o zonă turistică, o zonă de crezători de urme. Nu i-a interesat pe nimeni decât acuzații în permanență. S-a dat și mesajul foarte clar, că apar tot felul de acuzații că se mută gazul, nu se mută nimic de la mine. Încă o dată a afirmat la Sibiu și am vorbit și au fost și directorii de la Gazaport, de către premierul Ponta,
absolut, să luați o vedere foarte clară, că suntem noi cu aceste povești. Tot felul de povești. Dacă am ajuns până acolo să spunem că Daciana Sârbu și-a modificat numele, cu cheamă de fapt Daciana Ponta. Nu așa o cheamă, Daciana Sârbu. Este soția primă, o cheamă Daciana Sârbu. Dacă Rico acuze că trebuie să schimba numele pentru această campanie electorală, ca să nu se scrie că e soția premierului, înseamnă, eu mă tem că tot felul de aberații. Să ajungem să fim acuzat de domnul Storojan, care în legătură, nu știu ce legătură are cu Mediașul, dar acuză direct Mediașul. Se face campanie ilegală și murdară. PSD-ul, dacă vreau asta, ați văzut și populația trebuie să știe aceste lucruri și vă rog frumos să transmiteți. Păi, dânsul nu știu ce legătură are cu Mediașul, în afară că, știți bine, are un tomograf pe la spital care consumă tot bani din sănătatea noastră. Am mai avut o fabrică de pâine vândută prin Mediaș care este în faliment. Și cel mai grav lucru al lui pe mine tăcea din gură este nedeclararea acțiunilor de la Transgaz de aproape 11 miliarde de valoare lor. Verificat, știți bine, este în cercetări, părerea mea că nu avea ce căuta pe lista de candidat. Știți bine ce făcesc alții când n-au declarat ceva ce aveau sau și ascuns. Și foarte bine că se face dreptate. Dar să nu vorbim noi de campanie murdară, să nu vorbim noi de astea că sunt mincinoși, că știm ce avem în spate. Asta era foarte important și tot ce a făcut. Nu mă așteptam, măcar din partea primarului, să spună că este o minciună și centură. Un primar, indiferent de la ce partid, deși eu cred că am colaborat foarte bine în folosul orașului, să facem ceva pentru oraș. Să venim noi să spunem că este o minciună și centură. Nu știu, am impresia că se întâmplă ceva în orașul nostru, în afară de ceea ce vedem în oraș. Deci, noi provocăm încontroarea interesului orașului. Sunt tot felul de minciuni. Acum vedem, pleacă Grăzul, pleacă echipa din divizia A, și din posibil de fotbal, apar în aceeași presă care face atât de multă propagandă. Nu face, domnule, pentru cine face și cum face. Dar corect, finanțată de partide, că o să vedem acum. Trebuie să mergem și noi în continuare să vedem cine finanțează, ce anunțuri din banii publici făcute, ce fluturați să fac din banii publici. Am ajuns să vedem în ziare o reclamă la piață să ne legăm bine bicicletele de suport făcuți special aici, din banii, sau de a paternalei mame informează ce conductă să mai spate pe la Dumbrăveni sau ce au de gând să repare, sau ecosalul, sau uitați-vă toate ce anunțuri să facă reclama. Știm cu toții cum se finanțează în ziare. O facem, mi campanie, din banii și transparent. De există un trezorier la fiecare campanie electorală. Dar nu facem și spunem și tot felul de minciuni ca să dezinformăm în permanent. Eu am fost pe teren tot timpul printre oameni și aflu foarte mult. Dar acum să vedeți cât va crește gazul după asta, să vedeți că pleacă echipa, să vedeți că se desfințează, nu se desfințează nimic. Nici la sport, nici la alea. Nu se va mai putea sponsoriza atât, dar fiindcă asta este managementul după ordonanță 109, l-a promovat PSD-ul, știți bine. PSD-ul l-a aplicat, USL-ul, de fapt. Asta era în vigoare. Păi dacă îi dai un contract de management la omul ăla, normal că încearcă să-și reducă cheltuielile și să fac. La demutat nu se mută nimic imediat și vor rămâne și echipele de fotbal. Va trebui, eu am spus-o încă o dată, căuta de alți sponsori pe lângă cei doi mari care sunt Transgaz și Romgaz, fiindcă, vedeți, la ora actuală, cheltuielile pe acest sport nu se mai pot și nu sunt pierd și alții care nu mai sunt la societăți de stat, știți bine. Că sunt și echipe cu sponsori privați care n-au plătit salariile, care n-au chiar ăștia cu care ne-am luptat în ultima etapă, așa pe baricade cu ei, ca să rămânem în divizia. Deci nu putem spune că acum totul îi se datorează guvernării, că în ultimii doi ani s-a distrus tot. Eu cred că s-a reparat foarte mult și o să vedem și creșterea economică care a început să fie și toate. Am vrut să fie o campanie corectă, am vrut să nu fie ceva murdar, dar văd că se lucrează numai pe acea linie. Exact cei care mint mai mult și care au mințit de 10 ani în continuare, în continuu, la ora actuală ne acuză pe noi de minciuni. Așa ceva nu se poate. Totul am făcut în interesul orașului și cred că interesul medeșenilor. Medeșenii trebuie să-și cunoască foarte bine interesul. Vor să voteze, vor să aibă și centură, vor să fie și istoria gazului, să rămână aici și gazul să rămână aici, tot în interesul orașului, dar nu să lucrăm numai pe minciuni și pe alte chestii. Eu cred că fiecare să-și cunoască interesul și cea mai importantă
acțiune este acțiunea pentru oraș. Degeaba ne gătim, degeaba mințim în permanență și degeaba ne folosim de banii publici, să folosim, facem propagandă și orașul arată cum arată. Altă minciune. Că avem candidat și care va ieși un candidat în sigur. Domnul candidatul PDL-ului Bistrian este pe locul 18. Dacă cineva crede că PDL-ul va lua 70% ca să iese și locul ăla sau 60% în Parlamentul European, nu știu. Eu am impresia că asta e cea mai mare minciune. Putem să ne punem și noi pe lista de rezervă, poate un om din media, pe aici, din birou. Dar dacă ne-a să vedeți vreodată în Parlamentul European, îmi pare rău atunci. Asta era. Deci hotărârea Bejului și toate aceste minciuni ar vrea să fie foarte clar demontate, fiindcă altceva noi nu intenționăm să facem. Cred că n-am deranjat, n-am făcut nici gălăgii mari de aici. Am încercat să facem o campanie, să stăm de vorbă cu oamenii. Am fost și pe comune și pe sate, dar sunt introduse așa. Se pare că totuși unul din partide a rămas campion la turnistică și la informații false și derutante.